Astăzi, în Mangalia, este o vreme frumoasă, o vreme de toamnă, nu de iarnă, așa că m-am hotărât să mai cureg ceva fructe. Iată ce măceșe frumoase, numai bune pentru preparat ceai sau pastă de măceșe. Deci încă mai avem posibilitatea să facem ceaiuri din fructe proaspete. Și în același joc unde se găsesc măceșe, normal că întotdeauna se găsesc și păducere, fructe de păducer. Atât ce mari sunt și bine dezvoltate. Da. Iată. E încărcat, e plin de fructe. Oh, nici nu vă imaginați cât de bună este pentru tratament tinctura din păducer, din fructe de păducer. Ca să nu mai spun și sucul, siropul e foarte gustos. Se consumă cu apă minerală. Din măceșe, de asemenea, eu am preparat și cidru în toamna asta și vreau să spun că e foarte bun și benefic pentru sănătate. Da. Nici nu te poți abține să nu curegi când le vezi așa de proaspete și de bineat. Păducer și măceș la un loc. Da. În pădure încă mai sunt copaci înfrunziți, așa că eu zăpadă am să văd prin iurie când vin prin Bucegi, pe văire Bucegilor. Deocamdată n-am posibilități să ajung iarna acolo. Așa că mă plimb prin sărbăticie, prin natură, în împrejurimile Mangaliei. Da. Frumoase fructe. Întotdeauna am câte o punguță cu mine pentru cures. Bun, îmi închei micul meu clip pentru ca să mă apuc de cures. Vă doresc un an cât mai frumos și plin de împliniri.